Corvinul Hunedoara a reușit promovarea în Liga a doua după un meci extraordinar susținut acasă împotriva celor de la Unirea Ungheni. Partida s-a terminat 4-1 pentru Corvinul, cu scorul general în urma celor două manșe, tur și retur, de 6-1 pentru echipa hunedoreană. Rafael Garuti, Antonio Bradu, Marius Coman și Nicolae Pârvulescu sunt marcatorii acestui meci incendiar. Astfel, după 15 ani de așteptare, FC Corvinul Hunedoara a promovat în Liga a doua, motiv de mare bucurie pentru jucători, întreg staful, pentru suporterii care au fost rup și suflet alături de albarbaștri, dar și pentru conducerea administrației locale. Final de meci la Hunedoara, Corvinul promovează în Liga a doua! Toți am pus umărul la această promovare. O doream de anul trecut, nu s-a întâmplat. Nu l-am luat ca pe un eșec și anul trecut, dar cumva ne-a afectat. Anul ăsta cumva ne-a încununat munca și am reușit promovarea. Nu știu, nici nu pot să-mi găsesc cuvintele ce simt acum în momentul de față. Nu știu dacă aș câștiga Champions League, dacă aș fi la fel. Adică nu știu dacă aș mai avea emoții mai multe. Emoție și niște trăiri nu pot să le descriu. Am luat-o și personal, echipa unde am debutat la Liga a doua, mi-am promis mie, tata m-a adus, am stat acolo când am văzut primul meci al Corvinului, am luat-o personal și cumva când lucrez acasă e greu, dar e și frumos. E greu să vă descriu ce simt în aceste momente, când văd atâta lume aici, în jurul nostru, momente de nedescrisă bucurie, momente de care așteptăm de foarte mult timp și de care ne bucurăm, fiindcă asta ne-am dorit, să promovăm Liga a doua, să oferim acestui public minunat care este doritor de fotbal, să oferim aceste momente de bucurie și în continuare la fel. Suntem, cum să vă spun, foarte, foarte bucuroși pentru ceea ce am realizat în acest an, după foarte multă muncă depusă și rezultatele se văd. Ce simte omul Dan Bobouțanu astăzi? Să simt așa o satisfacție că ceea ce am promis a putut să fie îndeplinit. Mai ales că faptul că aici 15 ani de zile nu a existat o echipă de Liga a doua și iată că băieții aceștia reușesc să parcurgă un drum fără greșeală. Sunt singura echipă neînvinsă dintre cele 100 care au participat la această competiție de Liga a treia. Bravo lor! Felicitări! Meritul este doar al lor. Noi am stat în spate. Noi suntem cei din spate care trebuie să asigurăm totul. Meritul este doar al lor. Peste 10.000 de suporteri au fost alături de Corbi la meciul de promovare, trăind fiecare secundă a meciului care le-a dat fiori. Ce înseamnă pentru tine victoria de astăzi? Totul! Totul! E mai mult decât orice pe lumea asta, orice, mai mult decât orice. Cât de mult ți-ai dorit? Întotdeauna, de 15-17 ani. Întotdeauna ne dorim promovarea. O mare victorie pentru Hunedoara. Hunedoreni și-au dorit să câștige Corvinul de mulți ani. Ne dorim și în continuare să promovăm în Liga 1. Ne bucurăm, suntem foarte bucuroși și sper să mergem în Liga 1.